Bună seara, dragii noștri elevi și profesori ai liceului Spiru Haret, părinți și prieteni! Primele două luni ale fiecărui an de studiu, centrul intereselor tuturor sunt elevii, debutanții, în mod special cei din clasa 5-a. Le este urmărită și facilitată activitatea, sunt supravegheați cu grijă de către adulți, li se dă timp să descopere specificul instituției și să formeze echipă. Tot ei sunt în seara asta eroii principali. Vor ieși în scenă cu mesaje de salut pentru toți și ne dorim să vă convingem că ați fost așteptați și că veți fi o parte indispensabilă a familiei Spiru Haret. În speranța că vom petrece o seară plăcută și caldă, vom asculta mesajul de salut al domnului director Victor Ambroce. Vă mulțumim, domnul director! Bună seara! Bună seara, clasa 5-a! Bună seara, cei 201 elevi ai claselor a 5-a liceului Spiru Haret! Sunteți toți aici? Nu știu dacă am vreo bomboană în buzunar, dar pentru cel al 201-lea chiar e o bomboană. Da. Dar să știți că voi toți sunteți niște bomboane. Sunteți toți dulci și buni și de asta m-am convins pe parcursul primelor zile de școală. Eu mă bucur mult să vă văd aici, în această sală. Înseamnă că suntem o familie mare. Și eu vreau să salut familia Spiru Haret. Ați auzit și imnul liceului până acum, pe versurile lui Vasile Romanciuc. Și ați auzit că suntem de la Spiru Haret. Stimați părinți, dragi profesori, elevi, îmi permiteți să vă felicit încă o dată cu această ocazie. Astăzi asistăm la un eveniment istoric. Este vorba de o inițiere a unei noi tradiții a liceului nostru, tradiția galei debutanților, și sperăm că această tradiție va fi una perenă. Timpurile de afară nu sunt deloc ușoare. Asistăm la urcări și căderi de guverne. Trăim într-un mediu, vorba lui Andrei Preșu, infect și agresiv, și doar împreună, uniți, vom putea supraviețui la toate aceste lucruri. Eu vreau să cred și sunt convins că în această seară voi o să vă simțiți bine. Fiecare clasă va arăta cât este de bună și de unită, tot ce a reușit, sigur, pe parcursul acestor zile de la început de an școlar. Eu vreau să mă bucur pentru părinții pe care sunt în sală, să vă spun că eu să vă sunt recunoscător că aveți niște copii atât de buni. Eu i-am îndrăgit, am reușit să-i îndrăgit și să-i îndrăgesc și cred că și colegii mei au reușit să-i îndrăgească. Să vă mulțumesc pentru ajutorul pe care ne-l acordați, fiindcă fără dumneavoastră nu eram noi acum în această seară. Ne mulțumeam cu, poate cu acel care la început de an școlar, dar care a devenit prea strâmb pentru noi. Și cu această ocazie vreau să le mulțumesc tuturor care au lăsat familiile și au venit acum seara aici după serviciu. Să le mulțumim tuturor profesorilor care au venit după orele trecute. Și să ne bucurăm că de mâine este... Asta este. De mâine ne odihnim, da, ne vom simți bine, avem o vacanță lungă, așa că felicitări! Vă mulțumim foarte mult, domnule director! Și acum îi așteptăm în scenă pe cei nerăbdători de a veni. Alor este această seară și toate gândurile noastre bune le vor spulbera emoțiile, lăsând loc doar pentru cele fericite. Merită aplauze duble elevii clasei a 5-a E, pentru că sunt primii și cei mai curajoși. Haideți să-i aplaudăm! Mi
Minunată toamnă! O toamnă ce ne binecuvântează cu căldura ei, cu generozitatea ei și cu nou început de an școlar. Octombrie a lăsat pe dealuri covoare galbene și roșii, trec nouri de argint în valuri și cântă dragoste cocoșii. Mă uit mereu la barometru și mă înfiori când scade un pic, că soarele e tot mai mic în diametru. Dar pe sub cerul cald ca mai, trec zile albe după zile, mai nestatornice și mai subtile. Întârziată fără vreme, se plimbă toamna prin grădini, cu faldurile hramidei plini de crizanteme. Și cum abia plutește imens, ca o marchiză, de parcă întregul univers privește în urme cu surpriză. Un lilac nedumerit, de alura ei de domnișoară, s-a îngălbenit, s-a zăpăcit și de emoții a înflorit a doua oară. Da, a venit toamna și cu ea odată și sărbarea noastră. Ardem cu toții de nerăbdare, să zicem, bine te-am găsit, dragă școală, scump liceu, spirul haret, cel care ne-a deschis larg ușile pentru a ne tâmpina pe noi, elevii clasei a 5-a E, plini de voie bună. Voinici, înalți, curioși, generoși, onești, talentați și dornici de a pătrunde în tainele templului sfânt al cunoștințelor. Thank you.
așa că te doar elevii perseverenți, iubitori de carte. Nu este loc pentru leneși în clasa a 5-a e. Vedeți, poate vă primesc în celelalte clase. Hai, hai, mergeți! Pentru a confirma dorința noastră de a contribui la bunul nume de elev, noi, elevii clasei a 5-a e, jurăm să purtăm cinste părinților noștri, să nu copiem, ci doar să ne documentăm, să nu vorbim la ore, ci doar să gândim cu voce tare, să nu greșim, ci doar să punem profesorii la încercare, să considerăm dragi pe toți cei ce ne învață, să contribuim la bunul nume de elev al liceului Spiru Haret. Un mare bravo pentru clasa 5-a E. Să sperăm că vor deveni mari talente muzicale, coreografice, ale liceului nostru. Dar pentru că este o misiune complexă, am și eu un ajutor în sală. Este colega mea, Elena. Bună seara, sunt Ludmila și sunt părintea Camelei Creangă, clasa 5-a F. Clasa 5-a F? Unde vă găsesc? Camila? Clasa 5-a F. De ce ați venit anume la Spiru Haret?
Am mai avut încă un absolvent în școala asta și s-a simțit destul de bine, s-a simțit ca acasă. Înțeleg că o să mai avem unul. Sper. Iar dumneavoastră, cum ați aflat despre noi? Am aflat că sunteți un liceu bun și de aceea am venit la voi. Cât de greu v-ați decis? Nu atât de greu, foarte ușor. Vă mulțumim! Mă numesc Ionuț și el lumea nu jos, sunt în clasa 5-a, bancul cu excelență mingea. Suntem frați, suntem prieteni. El e Dragoș, ea e Ruxanda. El de fotbal i-a tras, ea e cu engleza în pas. Permiteți-mi să mă adresez. Mă numesc Victoria Cerches. Pasiunea mea este muzica și cu asta mă voi ocupa. Mami ajutor, copil bun, înțelegător. Sportul e chemarea mea. De mică mă învăța schia și mă numesc Amelia. Dacă vrei să te susțin bine, vino stai pe lângă mine. Eu la glumesc campion, numele meu este Daniel Dodon. Pictura mea e chemarea, de mici desenăm păpuși, rochițe, fuste și blugi. În curând veți auzi cu mirare de expoziție mare. Ce le va avea pe prim plan? Pe Duca și pe Voinovan. Frumușel cu părul cresc, de la el doar mi-a rămas amintire și trecută. Eu voi fi fata cu pană, pe nume Farâma Tatiana. Pictoriță mă visez, ursulețul să-l pictez. Fără de dificultăți, merg eu mândru îndrăzneț, ca o mare gentleman, că eu sunt Marius Gangan. Înseamnă orient de bună seamă, nu sunt mare, dar nici mic și mă consider bunic, nu la trântă, ci la șah. Chiar și un loc am ocupat, cine se vrea încercat, chiar pe loc i-am pus și mat. Încă-s mic, dar sunt voinic, iată eu sunt frumosul cu numele Sandu Grosu. Toate eu am leacă, ciunt Alex sau huleac, la nevoie găsesc fa și pe toți am păcat. Mult și mult dansez, iarăși vocea mi este lină ca și numele Polina. Mă numesc Josu Maria și talente am cu mie și am sesizat cu mirare că am devenit mai mare și la asta s-a adăugat răspundere și mult alicat. În clasă mi sunt minunat, sunt prieten adevărat. Chiar dacă unii plictisitor mă socot, eu pe toate pot să le fac. Numele meu este Vlad și mă simt ca apa în Pacific Olocean. Acea mică mașinică dăruită de bunica, eu nici când o voi uita, ea-mi dictează alegerea. Iar când bani voi aduna, motocicletă îmi voi procura și pe ea ca în avion voi circula, Marcociun. Eu sunt cel din urmă crai, mă numesc Musia Mihai. Sunt cel mai bun la mate și îmi place să fac carte. De micuță stau la pian, eu Valeria Luchean. Dar și vocea mi superbă, eu visez să fiu celebră. Ana Polișciuc îmi zice și am ajuns să învăț aici, fiindcă sunt deosebită, mereu neobosită. Aceasta înseamnă și un dulce răsărit, inteligența mi-a sporit. Deși cu un an am mai crescut, planuri pe viitor tot nu mi-am mai făcut. Pentru toți, pentru ai mei, sunt copil bun, sunt Alexei. Responsabilă cu sport, chiar deșteaptă-mă consider. Și eu cred, în viitor, Vlada Târbu va fi lider. Sunt fetița cu umbrela, crecentiță Mihaela, mă văd mare dansatoare, căci mereu am fost reduitoare. Numele meu Alexandra, chiar de nu dansesc Ciuleandra, mie dansul tare îmi place și cu asta n-am ce face. Țapu Valentin îmi spune, greutăți o depășesc, să ajung jucător de tenis, lumea întreagă să uimesc. Asta e preferința mea
și mă cheamă Delia. Sunt fire prietenoasă, dar desigur și frumoasă. Numele vestitul-mi este, e un nume de poveste. Bogdanici, Bogdan Cole, Bogdan dintre cinci efecte. Așa că părinților le rămâne să simtă doar mândrie.
mai încerc să discut cu cineva. Bună seara, cum vă simțiți? Excelent. Excelent, copiii sunt talentați, așa e? Da, foarte. Spiruharet, am fi toți curioși să aflăm ce părere ați reușit să vă faceți în aceste două luni despre liceul nostru. Copiii, văd, de la început par așa mai, nu cu emoții, însă până la urmă văd că s-au acomodat și se simt foarte bine. Într-adevăr, se simt bine, mulțumesc. Iar dumneavoastră, cum vă pare? Ce anume? Cum vă pare liceul Spirul Haret? Foarte bun, o instituție foarte serioasă. A meritat să veniți? Sigur. Mulțumesc mult. Dumneavoastră, cum vă pare? Copilul meu vine cu ochii sclipind zilnic și foarte emoționat și bucuros. Credem că am făcut cea mai bună alegere. Și noi credem că ați făcut-o. Mulțumesc! Totuși nu mai au răbdare în culise cei din clasa 5-a D. Truth is, you ain't seen nothing yet.
fiecare zi este o surpriză, chiar dacă la final ei nu mai au niciun hal. Voi ruga să iasă în scenă pentru aplauzele noastre de respect și pentru sentimentul unui lucru de echipă toți profesorii care zilnic vin în fața acestor copii talentați pentru a-i face și mai buni. Țigula Galina, profesor de română și dirigintele clasei a 5-a A. Donos Alexandra, profesor de matematică și dirigintele clasei a 5-a B. Gavrilița Diana, profesor de engleză și dirigintele clasei a 5-a C. Corneie Rodica, profesor de română și dirigintele clasei a 5-a D. Bucătarul Lita, profesor de engleză și dirigintele clasei a 5-a E. Iurcu Ina, profesor de matematică și dirigintele clasei a 5-a F. Acesta e grupul dirigintilor claselor a 5-a. Continuăm să invităm profesorii. Rubanov Kazaku Angela, profesor de engleză. Svetlana Cieșanu Lilia, profesor de rusă. Bucneac Corețchi Lilia și Nigara Teofania, profesor de franceză. Ivanov Mariana și Cigur Natalia, profesor de germană. Roșioru Alexandra, profesor de matematică. Melnic Elena și Roșca Constantin, profesor de istorie. Ficu Lucia, profesor de geografie. Cristelita Stela, profesor de științe. Grecu Marina, psiholog și profesor de educație civică. Lucu Ion și Maximenco Stanislav, profesor de educație fizică. Salinski Lilia, profesor de educație muzicală. Păbuiat Vadim, profesor de educație plastică. Suvorov Tamara și Partene Victor, profesor de educație tehnologică. O armată impunătoare, o armată a păcii și iubirii de oameni. Susținută de echipa managerială, formată din domnul director. Domnule director, vă rugăm să urcați în scenă. Dar și directorii adjunți. Doamna Donos, responsabilă de educație, este aici. Și invităm pe domnul Sergio Orehovski și Alexandru Kovalski de la instruire și pe partener Liviu, adjunctul pentru gospodărie. Menționăm implicarea constantă a bibliotecarei Zinaida Slutu, a asistentei medicale Natalia Ambroci, a secretarei Tatiana Vlad și a întregului personal tehnic, fără de care nu ar fi posibilă siguranța și dezvoltarea armonioasă a unui copil. Toți aceștia, dar și cu ajutorul celorlalți, se îngrijesc de sănătatea intelectuală, spirituală, morală, emoțională și fizică a copiilor dumneavoastră. Așa că, dragi părinți, fiți siguri că suntem mâini bune! Flori și aplauze pentru echipa de profesioniști de la Schiru Paret. Stimați profesori, vă rugăm să reveniți în sală și să vă bucurați în continuare de această seară, dar și de tot ce faceți în fiecare zi. Încărcată de emoțiile profesorilor, urcă clasa a 5-a C. Foarte emotiv, sensibil și prietenoși, vin să ne demonstreze că deja sunt o echipă. Clasa a 5-a C, sunteți bineveniți pe scenă! Haideți să încurajăm clasa a 5-a C!
numea. Și tot căutând, uite, l-a găsit, liceul mult dorit. Acolo cu mulți colegi s-a împrietenit și profesor i-a îndrăgit. Păpare. Ca să le vizităm, ne place limbele străine să le învățăm. De profesori noi avem parte, care ne învață carte. Pentru asta le mulțumim, viață lungă le dorim. Și a ales să fie a noastră, doamna diriginta noastră. Ea ne ajută, ne îndrumă și cam des părinților le sună. E o doamnă cântătoare, e o bună profesoară. Ne dorim să o prezentăm pentru noi, dragă ființă, este Diana Gavrilița. Când
națiunea de noi. Suntem mulți. Dezghețat după debutul celor dintre a cincea ce, am vrea să vorbim toți, dar știu că nu e posibil. Și atunci, profit de dreptul meu de a alege. Bună seara! Ce vă place cel mai mult la Spirul Haret? Bună seara! Îmi place totul la Spirul Haret, începând de la cei micuți care sunt prezenți în seara asta, debutanții noștri, cât și profesorii, diriginții, nimeni împominiți. Vreau să aduc mulțumiri din numele Consiliului Asociației Obștenii Spirul Haret, domnului director Victor Ambroci pentru frumoasa ocazie, pentru frumoasa idee de a organiza gala debutanților. În special vreau să aduc mulțumiri profesoare doamnă Marina Jutari pentru organizarea acestui eveniment și un succes în continuare la toți debutanții care urmează să debuteze în această seară și la mai mulți și la mai mari. Mulțumim frumos! Bună seara, vă stă foarte bine, Roz. Aș vrea să vă întreb dacă ați vrea să schimbați ceva la Spirul Haret. Adică m-aș referi nu numai la Spirul Haret, dar în genere să fie vacanțe puțin mai multe zile. Da. Și ce ne-a sugerat pentru a deveni și mai buni? V-aș sugera din și mai bun să deveniți cei mai buni. Cei mai buni, așa vă face. Mulțumim frumos! Petru? Da! Elena, îmi dau seama că este foarte important să vorbești despre schimbare, să faci planuri de viitor, dar, după cum vedeți, în scenă se întâmplă lucruri foarte intrigante. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
deschiderea colegilor din a 5-a ne face să credem că lecțiile sunt insuficiente pentru a le acoperi toate așteptările și a le valorifica energia. Pe ecranul nostru au apărut și posibilitățile extraordinare, cercuri și secții sportive care îi așteaptă în afara lecțiilor. Ansamblul folcloric al liceului este mândria noastră de mai mulți ani, iar maestria Valentinei Osoianu nu lasă loc de îndoieli. Primele reușite sunt cântecele populare interpretate astăzi de fiecare clasă. Cu efort, insistent și dăruire, aceste activități vor descoperi talente și vor duce spre performanță. În contextul Ce facem după ore, îl invit pe Dragoș Andone, președintele Consiliului Elevilor din Liceu, care mizează pe fiecare dintre noi atunci când ne îndeamnă la acțiune. Bună seara, dragi colegi și profesori. Mă bucur să vă văd în această seară. Nu știu cum v-ați simțit dumneavoastră sau voi, dragi copii, când ați pășit pentru prima dată în liceul Spiru Haret. Dar pot presupune că erați plini de emoții. La fel eram și eu anul trecut în clasa a 6-a, clasa a 10-a. Da, emoții. Până mi-am dat seama că liceul Spiru Haret, de fapt, e un liceu foarte primitor. Avem cu toții norocul să învățăm într-un liceu care apreciază oamenii talentați, care pe lângă succese academice de invidiat, mai are și oameni activi. Datorită profesorilor, cred eu, care îi încurajează pe copii să-și urmeze pasiunile. Sunt sigur că peste mulți ani de pe ușile liceului Spiru Haret vor ieși oameni valoroși și talentați. Muzicieni, matematicieni, ingineri, poate, avocați, dar mai știu că toți ei vor fi oameni liberi, cu demnitate, care, datorită faptului că au putut să se afirme în școală, vor putea și în viață să se pronunțe. Ce pot să vă spun e că puteți miza oricând pe ajutorul profesorilor și colegilor mai mari. Vă mulțumesc mult și vreau să cred că peste mulți ani veți spune și voi mândri că învățați la Spiru Haret, așa cum o fac și eu astăzi. Vă mulțumesc! Mulțumim mult! Dar să nu ne luăm cu vorba, pentru că mai avem un colectiv de elevi emoționați și foarte responsabili. E clasa a 5-a. Haideți să aplaudăm clasa a 5-a! We'll be right back.
unde? Nu. La liceu. Laura, sună pe Valeria. Da, de mâine. Și pe Anca merge. Lumea are cineva minute. Pentru ce minute? Dar tu știi că la Spiru Hare vin doar cei mai buni copii. Și cei mai cuminți. Și cei mai talentați. Păi, eu sunt talentat. Și ce știi să faci? Eu pot cânta. La nerv. La pian. Să vedem. Zori, cade roade pe flori, peste floare de lumină, din a cărților grădină. Ale voastre dulci cuvinte, pline de învățăminte, vin ca să ne răcorească setea noastră sufletească, vin de undeva departe, ca să ne aducă carte, să ne lumineze fața când abia începem viața. De cu zori și până în seară ne șoptește inimioara, scumpi și dragi învățători, vă suntem mulțumitori!
Adică... It's a new life for me, and I'm feeling good. I'm feeling good.
Odată ce avem cea mai bună dirigintă, cei mai buni profesori și cel mai minunat director. Vă rugăm să rămâneți în scenă și invităm toate clasele de-a cincea. Haideți să ne organizăm!
de bune am fi fiecare în parte, doar împreună vom reuși. Încercați să fiți cea mai promițătoare promoție, ca să deveniți cea mai bună clasă și împreună să fim cel mai calitativ liceu. Unul câte unul vom construi o lume mai bună. Impresionantă această solidaritate a elevilor, a grupului profesoral, dar și a părinților. Așa să rămânem pentru a transforma toate dorințele în acțiuni concrete și pentru a ne bucura de fiecare pas făcut împreună. Noi, Elena Batamanu Mărgineanu și Petru Mărginean, vă mulțumim pentru o seară agreabilă și vă invităm să faceți poze pentru albumul celor mai frumoase amintiri. O seară plăcută în continuare și nu uitați că de mâine e vacanță, prima vacanță a anilor de studii 2015-2016, prima voastră vacanță la Spirul Haret. Bucurați-vă de ea! De ce eu ce lume frumoasă, nu este deloc un secret. Venim la liceu ca acasă, suntem de la Spirul Haret. Aici Cateregina, aici anii noștri floresc și suflet aduc.